Există mii de persoane în El Salvador care nu au mai primit vești de la rudele reținute de luni de zile. Unii caută prin imaginile sau clipurile video publicate de către autorități sau, în cazul închisorilor de minimă securitate, îi caută cu privirea prin găurile din gard. La 74 de kilometri distanță de capitala San Salvador se află faimoasa închisoare uriașă CECOT, așa numită și sub numele de Centrul de Izolare a Terorismului. Aceasta a fost inaugurată în ianuarie de către președintele Bukele. CECOT a devenit un simbol al războiului împotriva găștilor purtate de Bukele, despre care Ministerul de Interne a anunțat că a dus la încarcerarea cel puțin 68.000 de persoane la începutul campaniei în martie 2022. Starea de urgență declarată de președintele Bukele într-o țară care devenise cea mai violentă la nivel mondial este foarte apreciată de către cetățeni. Guvernul din El Salvador spune că CECOT poate găzdui până la 40.000 de prizonieri, iar aceștia vor fi exclusiv membri de rang înalt din două grupări rivale, Mara și Barrio 18, al căror conflict a însemnat zeci de ani de teroare și vărsare de sânge în El Salvador. Totodată, autoritățile din El Salvador au anunțat că nu se așteaptă ca prizonierii din CECOT să fie eliberați vreodată. Nu se știe pentru moment câți deținuți sunt în CECOT, iar până acum autoritățile au anunțat public doar două transferuri de câte 2.000 de deținuți fiecare. De asemenea, rata de aprobare uriașă este alimentată de scăderea actuală a numărului crimelor de când Bukele a venit la putere. Mulți salvadorieni apreciază situația actuală, în special în cartiere controlate în trecut de grupări armate care intimidau populația cu motoul lor. Vezi, auzi, taci. Acum, cetățenii pot trece între teritoriile controlate anterior de găști fără să le fie teamă că vor fi hărțuiți sau trași la răspundere. Relatează Digi24.ro.